este o pasiune mai veche, de pe vremea copilăriei. Când eram copil cu tata, îl ajutam tot timpul, l-a reparat, l-a întreținut și am zis că în timp, când voi ajunge și eu la o vârstă să-mi permit să-mi iau o Dacia veche, 1300, fiind îndrăgostit de ea de pe vremea, repet, de pe vremea copilăriei sau când eram în liceu. La ediția de anul acesta avem prezentate mașini inedite, mașini care sunt rare prin starea lor, cât și prin modelul. Pasiunea pentru Dacia începe de acolo, că eu am lucrat ca mecanic auto de 71 și cu astea am învățat meserie, cu astea am trăit. Deci au fost, după mine, au fost și mai comode și mai fiabile, chiar și ca la 2000. Se uită lumea după mine așa. E o plăcere, știi, așa, să vezi pe lume că multe arată cu degetul. Când este o vorbă, aveți mașină sau Mercedes.